Serios din suflet, Ștefan Dănuță. Bună seara! Bună seara! Acum un an, într-o călduroasă seară de vară, pe la murgul soarelui, am primit o invitație. Vreți să ghiciți despre ce invitație este vorba? Da. Ce fel de invitație? Acum îți dați seama. Ei bine, bunii mei prieteni, Victor Timoftei și Dina Ciorba, care se află chiar aici, mi-au cerut să le fiu alături la cea mai important moment din viața lor. Și tocmai la aniversarea, la nunta lor, la ceremonie festivă care urma să le lege destinele. Desigur că am acceptat, că nu m-au invitat ca invitat simplu, ci ca invitat special, urnicel de onoare. Am susținut și atunci un toast. Doar că în fața unui public un pic mai mare, de vreo 200 de persoane. Și desigur, ca orice moldovean care nu a reușit să-și pregătească discursul din timp, am avut nevoie de ajutorul moral și spiritual a cel puțin vreo 5, 10 sau nu mai țin eu minte câte pahare de coniac. Însă totul a decurs perfect, din punctul meu de vedere. Le-am urat viață lungă, casă de piatră și multă fericire și bucurie în acea casă. Acum, la un an, mă bucur foarte mult că am participat la acea nuntă, pentru că a fost cea mai frumoasă nuntă din viața mea. Și vreau și astăzi să țin un toast. Pentru că puțin știu, însă câteva zile în urmă, ei au sărbătorit primul an de la căsnicia lor. Și haideți să aplaudăm punctul nostru. Pe Victor, îl cunosc de mai mulți ani. Eu niciodată nu m-am gândit că acea persoană introvertă, care e pasionată de jocuri video și programare, va descoperi și se va căsători cu asemenea domnișoară, grațioasă și empatică, cum este Dina. Știți care a fost secretul său? Toți băieții care încă nu și-au găsit aleasa, notați. Secretul a costat tocmai în faptul că lui nu i-a fost frică să o surprindă. El a surprins-o în cele mai neașteptate momente, cu flori, declarații de dragoste, chiar și în fața unui public. Unora din băieți mi-e frică cel puțin să susținem un discurs în fața unui public. Acum imaginează cum e să faci o declarație de dragoste. Simplu, nu? Un adevărat Romeo al acestor vremi. Dina o cunosc de mai recent. Este o persoană empatică, după cum am mai spus, cu un suflet bun, care te face să vrei să faci lucruri mărețe. Tocmai de asta, Victor, tot ce o să reușești în viață, fii sigur că e mare parte datorită ei. Iar acum... Să vină și toastul. Dragii mei, vreau să vă felicit cu aniversarea primului an de căsnicie. Vă doresc ca suflet, ca focul iubirii voastre să ardă etern și împreună să reușiți să treceți peste orice provocări. Uitându-mă la dragostea din ochii voștri, mie mi-a venit inspirația și am scris și niște versuri. În cinstea voastră ridic acest pahar. Rog cerurile să coboare, să vă binecuvânteze în dar. Să aveți speria munților și adimniții răcoare. Pentru a trece peste greutăți, chiar și atunci când doare. Iubiți-i pe cei care v-au crescut și nu uitați de cei care v-au susținut. Ecoul iubirii voastre să răsune mereu, asemeni cântului lirei lui Orfeu. Felicitări!